Și de astăzi, dosarul cu șina ar trebui să rămână doar o amintire chinuitoare. Instituțiile publice nu mai au voie să le ceară cetățenilor să se prezinte cu așa ceva atunci când au o solicitare. Încă o veste bună, nici copii după diverse acte nu vor mai fi necesare. Toată procedura ar trebui să se poată desfășura online. Colega noastră, Ana Ciovică, ni se alătură cu toate informațiile. Bun găsit, asta înseamnă că începând de astăzi nu va mai trebui să depunem acele dosare cu șină la instituțiile statului. Mai mult decât atât, unele acte vor trebui să fie primite de către instituții chiar și în format digital. Spre exemplu, fiecare instituție de stat va trebui să aibă o adresă de mail specială pentru ca cei care vin acolo să poată trimite copii digitale după actul de identitate. Mai mult decât atât, o altă schimbare este în cazul unor acte care acum se depun în original. Ei bine, începând de astăzi, ele vor putea fi depuse și în copie legalizată. Aceste prevederi se aplică și în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor publice, dar și în cazul procedurilor de achiziții publice. O altă schimbare, de asemenea, este și faptul că autoritățile nu vor mai putea să ceară copii după acte sau documente dacă ele sunt emise tot de autorități publice, vor trebui să meargă direct la respectivele autorități. Iar cei care cer în continuare acele dosare cu cină, riscă să fie cercetați disciplinar. Legea intră în vigoare începând de astăzi, chiar dacă a fost promulgată la începutul anului.